Și am votat Robert cu Negoiță gândul... face declarații după ce și-a exercitat dreptul de vot. Am votat cu gândul la continuarea proiectelor în sectorul 3 și să muncim în continuare, să facem echipă în ideea de a transforma sectorul 3 în mai bine, așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă. Așa că am mari speranțe și cei care ne aud și cei care ne văd să-și ia în calcul, dacă nu s-au gândit până acum, să iasă la vot, pentru că așa e în democrație, odată la 4 ani trebuie să ne exprimăm și anume dreptul la vot este un drept important. Vă mulțumesc mult! Alegerile locale au pus cumva în plan secund alegerile europarlamentare. Cu dumneavoastră, cu ce gânduri ați votat pentru europarlamentare? Cum ar trebui să fie reprezentați românii în viitorul Parlament European? Pentru o Europa socială, pentru o Europa echitabilă și pentru o Europa în care să se aloce fonduri mai multe către țările mai puțin dezvoltate, așa cum este România. Ori chestia asta, cred că fondurile de coeziune sunt foarte importante și avem nevoie de persoane, de reprezentanții României care să lupte pentru coeziune. Era destul de multă lume în interior. Cât ați așteptat dumneavoastră până să votați? Cred că un sfert de oră. N-am așteptat foarte mult, dar mă bucură faptul că oamenii vin la vot. Conștientizăm cât de importante sunt alegerile în general și alegerile locale în mod special. Sunt foarte importante. Vă mulțumesc mult, să rămân.